Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Bă băieți, înainte să trecem la joacă, vreau să vă spun de firma de hosting Fireshield. Este firma care îmi găzduiește și mie serverul de CSGO și este o firmă super, super bună, adică gândiți-vă că a ținut și 60 de player pe CSGO fără să fie lag pe server sau fără să fie instabilități și chestii de genul. Mi se pare super, super șmecheră firma aceasta de hosting, deoarece au hosturi care încep de la 5 euro pe lună cu specificații destul de decente și mai oferă și un trial gratuit de 7 zile, adică puteți să aveți serverul vostru de CSGO timp de 7 zile gratuit, ceea ce mi se pare o chestie super, super șmecheră. Și au mult mai multe, poți să-ți iei și VPS-uri de la ei și domenii, etc. Nu uitați, acolo aveți link în descriere și în primul comentariu. Hai să trecem la joc, bă băieți. Salutare, bă băieți, bine v-am găsit la un nou episod de CSGO Prime Hack aici alături de băieții grei. Ziceți și voi ceva, bă băieți. Atât au fost, bă băieți, atât a fost. Bă băieți, hai să facem și noi 1000 de like-uri la acest episod. Avem multe de vorbit în episodul ăsta. Jucăm din nou cu Neverloose, bă băieți, pentru că m-ați certat că n-am mai jucat cu Neverloose. Am făcut și un update super super șmecher la config. O să vedeți despre ce e vorba când intrăm la meci. Deși tu startunăm continuu aici discursul de început, că na. Bă băieți, uitați aici comentariile din episodul trecut. Dacă vreți să apareți în următorul episod, puteți să lăsați un comentariu la acest episod. Iar în următorul episod, dacă sunteți norocoși, o să apareți aici pe ecran. Încă cred că încă se derulează comentariile. Ce zici, Darius? O să pun atât de multe comentarii sau o să pun 10 comentarii și aia a fost? Multe. Mama, puneam câte 60 de comentarii pe video cu aia, nebuneam la editat, ești nebun la cam, o luat cu dureri de cap cu toate alea, ești nebun. Bă, fraților, din câte puteți observa, joc pe contul meu, by the way, ăla cu cuțit, cu nebunii, cu medalii, cu de toate. Văd că băieții au tras factor bun, deci nu cred că o să fie probleme în a da decodat sau chestii de genul. Hai să trecem la meci să vedem dacă dăm decodați. Mamă, ne-a găsit meci și eu am... Bă, dar de ce nu se aude CS-ul? Coaie, și nici n-am consola activată, what the fuck? Ce mă, băi, să facem ceva cu tactici de alea tactici de alea nebune sau mergem fiecare unde vrea și nu știu ce, cu Neverloose, mane. Hai că mă duc pe B cu Darius 2. Ba, da, de fapt n-aveți niciunul cod. Hai că mă duc eu cu Darius pe B, duceți-vă restul pe ea. Să fim așa mai organizați, sunteți nebun la cap. E, dacă nu scodați ea, n-are rost să bași codul, mă. Da, bă, băieți, din câte puteți observa, mă rog, puteți observa doar că vizualele le-am modificat un pic, am făcut bara aia de viață mai mare la inamici ca să puteți observa, am făcut iconițele și toate informațiile alea la alte, cum ar fi. Ce, patinează unul? Nu cred că patinează. Bă, da, patinezi. Eu patinez. Bă, cum patinezi, băi, băiatule? E, mergi mai prost. Nu patinezi, adică nu știu. Cel puțin eu nu știu să patinezi, ești nebun la cap. Unu mort. Doi morți. Bine, manule. Hai, dă defuse, dă defuse, că l-am omorât ultimul, dă defuse. Bă, manule, mori, am dat body aim, ești nebun, lasă că am dat eu defuse, ești nebun la cap. Mamă, uite-te ce are ăla la... A, stai, ce? A, tu ai, mă. Am crezut că pare mare hack ăla, dar ai tu o chestie aia cu win mai mare decât contul. Și am crezut că e ăla de la Eco, am acabat bine, am crezut că mare meci de HVH ce să fie asta aici, nebun la cap. Da, deci mare parte am modificat vizualele, am pus chestia asta, nu știu dacă se observă că n-am pus-o chiar așa de tare, chestia asta să-ți modifice ăsta, pui mie, să se vadă ca și cum ar fi 4x3, dar n-am pus-o chiar așa de tare să fie ecranul prea turtit, am pus-o așa, se vadă un pic mai șmecher, chestia asta o puteți dezactiva din setări dacă vreți, nu știu, mie personal îmi place să fie așa un 16x9 combinat cu 4x3. În rest, na, vizualele astea, la bomba am mai modificat câteva chestii, să vedeți bomba prin perete când e plantată. Uai, am tras în unul prin perete, coai, am tras în unul prin perete din greșeală să mă bată tata cât de prost. Dă-te mă că fac ace. Ai, că fac ace dacă e ceva. Dă-te mă că fac 50 de kill-uri meciul ăsta, ești nebun la cap să mă bată tata, nu fac 50 de kill-uri meciul ăsta, 2 MVP-uri. Bine, dacă e ceva. Păi și tu așa, în general, cu ce coșoci acum, Dariuse? Cu Exitium. Cu Exitium, a, păi tot ești bine, ești nebun la cap. Băieți, de aici cu ce coduri jucați, ia ziceți. Păi, ăsta eu nu ți-a la cu cuțitul și aș juca cu plagoi. Ai jucat cu plagoi pe contul cu cuțitul? Da. Gata, ești nebun la... Cât, mă? 1200 de euro. Talon, ai fate, factory new. Băi, ți-a picat din cutie sau de unde dracu l-ai luat? Da, din Tinger. Mamă, coai, și eu care am deschis atia cutii la viața mea, nu mi-a picat în viața mea un cuțit, coai, ești nebun la cap. Și ăsta îi pică cuțit de 1200 de euro, îmi puie mie și mai și dă cuțitul. Mamă, ce m-au spart ăștia, zic că sunt toți pe long, toți pe long. Dați-l așa, 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 așa. Mamă, bravo, mă, băieți. Bine, mă, Ionuțe, mă. Poate băgăm două meciuri, ești nebun la cap, mai băgăm încă un meci pe Mirei sau pe ceva sau pe Inferno, vedem noi. Mamă, vezi că unul de la ei are mare carambit cu aia sau talon sau nu știu ce are, că nu-mi dau seama după iconița aia, dar are cuțit oricum. Uneori patinezi, uneori nu. Bă, dracu știe. Ia uite, coaie, nu mi-a tras codul, ești prost. Coaie, nu! Dădeam click și nu tragea. Nu, coaie, dar dau click și nu trage, ești prost. Am trigger butul activat, what the fuck? Coaie, am trigger but, ești prost? De ce am trigger but? Stați un pic, bă, băieți, că ceva nu e bine aici, că nu-mi trage codul când vreau eu. Hai, asta.
Acum trage și când țin ținta pe un inamic? Na, mi-a dat caprizmă. Bă, dacă ai bani, da. A, da, mă, dă-mi AWP, dă-mi AWP. Sper să nu mai facă figuri acum, să mor iară ca prostul. Bă, dă-mi AWP-ul repede, dă-mi AWP-ul repede. Dariuse, Dariuse, dă-mi AWP-ul repede, Dariuse. Mersi, ma. Unde-i coaie? Dă-mi-l. A, așa, așa. Nu cred că mai apuc. Ăla de la ei? Ai tras, bossule, te-ai dus, ești nebun la cap. Hai mă că nu mai face figuri. Ba da, face figuri, în pizda măsii să-l, să-i dau la mure. E unul cu AWP pe mid. Hop. Mamă, ce mă enervează. Hai, dă nade-ul, dă nade-ul, dă nade-ul, bossule. Ah, nu i-am dat backtrack. Ce trec cu garcea la datorie? Băi, n-au tras backtrack-ul, ești nebun la cap, nu mai are nicio șansă. Stai, bossule, de aici. Dă-mi un nade, dă-mi un fire. Bam, te-ai dus, ești nebun. Au vrut să scrie ceva omul și s-a dus pe dracu. Deci nici măcar nu mă... Uuu, bine, și mai era unul? Nu, era backtrack-ul. Bă, ultimul e spre B pe acolo, pe unde l-ai omorât tu, hentai pe ăla ar trebui. A, ba nu, mă, ia, e... se duce pe short. Nu! Eu cred că am probleme la tastatură cu aia, la mouse, nu la... nu-i de la trigger, bă, deci nebun la cap, 4 kill-uri. Ce bine. Cuțit are ăla? Care? Ăla, gen, cum îl cheamă, mă? Ce are, multe cuțite? Ia să vedem. Are 4 cuțite și un pare că nu știu. Având în vedere că are 0 cu 4 creșoc, are 4 cuțite. Mamă, Gerbidge with cheat, i-a zis unul în comentarii. Mamă, nu mai crin să mă ebare, ești nebun la cap, e fan, crin să... Mamă, ce fain arată stiletul ăla, Doppler, ești prost? Ai văzut stiletul? Toate le văzut. Ce fain arată, să-mi bat picioarele, bă. Bă, poate mi-au și un stiletul Doppler, hai că-mi iau dacă e ceva, ești nebun să bat coduri pe cont. Cred că mă... Mamă, dar ce cu atâtea flash-uri și nebunii? Stai că le dau și un nade în gură la proști. Hop, Jox-ul, hai băiatule. Ok, le-am dat. Uite, acum să fie aruncat grenada. Oh, ce am dat-o ăla prin perete, bă, gata-ș. Bă, iară, mă, dar nu poți da un nou scop, ce dracu. Bravo, mă, băieți, bravo, bravo. Hai. Iară, mă, l-am ratat pe căcatul. Ia uite ce face săracul. 4 MVP-uri. Na. Nu știu, mă, ori îmi face probleme mouse-ul, dar nu pare să facă probleme. Uite că dacă dau click normal nu face, dar nu știu de la ce pui mei, dar face figuri câteodată. Când trag cu AWP-ul trebuie să rezolv și chestia aia, nu știu dacă e de la config-ul meu sau cine știe ce dracu o fi, dar trebuie să o verific neapărat și să o remediez. N-are cum să-ți rămână banul, n-o la nimeni, mă, zic eu, că nimeni în, în istoria CS-ului n-o la VAC-ban sau Overwatch-ban și pe degeaba și să nu mi se mai scoată. Poate o durat 2-3 zile, o săptămână maxim, dar nu există să nu-i fi scos banul, bă. Deci astea sunt vrăjel că, băi frate, am jucat fără cod și mi-am luat VAC-ban. Sunt supărat pe cei de la Valve, bă, nu există așa ceva, deci nu există. Hai mă băieți, hai veniți încă, hai, hai, hai. Ah, nu mai am avut gloanțe, băga mea și picioarele, hai omorâți. Băi, dar deci dacă pierdeți, a făcut ăla double kill Rio, ești nebun la cap. Vezi că e fix în dreapta aici, Darius, în dreapta, 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 dreapta. Vine suicide, vine suicide. Stai. Băi, băiatule, băi, dar du-te, bă, de aici, vom, bravo, se XT, bravo. Vom omora ăla pe, mamă ce carry vă dau să mă bată tata. Tragem continuu acum, tragem continuu și mai la stânga. Pe acolo, pe acolo, pe acolo. Bravo, mă, să XT trăiți iar familia, bravo. Abia 5-16. Mamă, hai că mă duc. Dar nu mai să dau oraș pe B. Cheat off, mamă, și-a dat seama că am codeș nebun la cap. Și eu care chiar încercam să joc așa să nu-și dea oamenii seama că am cod. Uite că și-au dat seama până la urmă. Learn how to play, așa, îmi place de garcea la datorie. Trebuie să-i dau și moderator. De fapt, nici știu dacă are moderator. Are. Trebuie să-i scot moderatorul, să-i dau din nou pentru chestia asta. Ești nebun la cap, deci le-a zis-o de mamă. Unde sunteți băieții? Unde sunteți băieții? Ce trebuie cu vine? CT? Ce pui mei, mă? Nu n-ați păzit și voi side-ul ăla? Unul în side, vrea să planteze, cred că. Hai, bossule, mori. I-am dat-o de mi-a dat-o, ești nebun. Unul mort. Hai, mă, băieți. Băi, băiatule. Mort, încă unul, mamă, ce câte jump shot-uri, dar uite că i-am dat-o, ești nebun. Să-i iau eu AK-ul, lasă-mi AK-ul ăla, eu nu ți-ai dau M4. A, unul pe short. Nu se rezim dacă îl omori. Da, știu, pe am conficat lumea de Neverlust, brodere. O să rețin aici? Nu. În ce ți-am zis, brother, am configat lumea aici, nebun la cap, nu vând eu orice configuri. Că e și la 2,50€ și ca scărțară aici, nebun la cap, opa, toc. Ah, băga mea, și fain ce-i fac, fii atent ce-i fac, îi dau fix inside, îl las să planteze. Ah, băga mea, și ce grenadă mi-a dat prostul. Fain că îl aștept aici, îl las să planteze bomba și dau fire fix unde plantează bomba, să mă bată tata. Hai, brother, plantează bomba. Hai, brother, plantează bomba. A sărit prostul. Oh, a sărit și la asta? Mamă, am dat ace. A sărit la asta? Zi-mă, a sărit sau nu? Nu, nu a sărit. Obvious că ieșiși pe el full. Am? Obvious că ieșiși pe el, dar bine, l-auziși, da. Bă, l-am auzit cum o sărit, ești nebun la cap. Acum obvious, ne-obvious, vreau să fac 40 de kill-uri pe puțin meciul ăsta, deci nici nu mă interesează. Mamă, voi niciun kill n-ați mai făcut de 3 runde să mă bată data. Azi că e bine, am și titlul pentru episod. Îi boostez pe băieții rău de tot. Mamă, iară folosesc tactica aia, curaj pe long. Băga-mea și picioarele, hai mă, veniți încoa, băga-mea și... Legava și sârme în gât. Hai mă, verificăm aici să nu pară obvious, bam, bam, bam. Unul mort, verificăm și aici. Băi, cât de prost sunt că m-a omorât ăla cu aici și l-am și verificat că e acolo aici prost la cap. Bravo, bravo.
Nu știu, mi se pare că l-am făcut super ok, hai că dau și un pic pe mine din nou, ești nebun la cap, 28 cu 7, trebuie să facem încă un kill, ești nebun la cap, băi mă. Schimbați careva poziția, băgam ea și nu mai schimbăm mă băieții. Hai cu mine PB să mă apărați dacă e ceva, s-a venit cu PP Biza, nu cu aia. Ce-au făcut mă? E ceva beba. Unul mort. Ce? A, vin pe short șuste, pe șustele aici, nebun la cap. Îți pe long, vezi că e unul pe short, acoperiți-mă de pe short, cu aia acoperiți-mă de pe short, băi băiatule. Doi morți, hai că m-ați acoperit de pe short dacă e ceva. Ah, băgam ea și mi-a dat. Azi nu-i problemă de război. Hai, brodere, dă-i un aid, dă-i un aid, brodere, dă-i un aid. Vai, ce prostie a făcut omul meu, bravo, unul mort. Șustă per șustă, hai să-l vedem, îl vedem și pe ăsta. Hai, brodere, și tu mort, dau ace încă o dată. Ați făcut vreun kill runda asta? A, bravo, mă, băieți, hai mă că e bine, 8 MVP-uri, 32 cu 7, lejer, așa, un carry corect, ești nebun la cap. Nici nu mă chinui. Doamne, joci ce se pe boxe cu aia, îți pui boxele la urechile, le ieși cu scoci în puii mei. Ești nebun la cap, eu așa aș face dacă n-aș avea căști și aș avea doar boxe. Mi-aș lega căștile cu volumul pe minim la urechi și tot aș juca cu căști, ești nebun, tot aș face eu cumva să joc cu căști. Hai frătiucule, șustă per șustă băiatule. Băiatul meu, te-ai dus. Hai să vedem dacă e vreunul în city. Mamă cât de prost am putut să trag anarhic, trăiți iar familia, ce m-a spart ăla. Da, nici mai știu până, de când n-am mai jucat, parcă nu mai știu să joc nici cu cod, ești nebun la cap. Deci de când n-am mai jucat nici cu cod, nu mai știu să joc. Uite ce tag am la cusit. Stresul e gay, de ce? Bă, ce ai mă frate cu stresul? Nu știi când am intrat, făceam un live unde stau un calculator și am intrat pe serverul ăla lui de FFA și am dat cu codul și s-a enervat pe mine. Ești ce crezi frate, eu sunt Alexa, să dai așa cu codul pe mine? Pa, pa! Și mi-a dat ban. Și a doua zi am intrat de pe alt cod. Hai mă, rași pe beca. Proșii, ești nebun la cap, dacă nu dau un ace runda asta, s-a terminat șmecheria. Fac și eu 40 de legiane, ești nebun la cap. Hai mă, dați rush pe B, dați rush pe B. Hai, du-te tu primul, du-te tu primul, că tu ești rusul ăla în raid. Duceți-vă voi primii. Ce mă, iar patinez? Da. Mi-am luat hoverboard, băieți. Na, e liber B-ul, v-am spus să dați rush, v-am spus să aveți încredere în mine, bă, băieți. Hai că plantez repede aici bombica. Mamă, de ce aveți cu aia scor 23, var familia voastră? Mamă, ce stau? Ia, lăsați-mă pe mine. Ia, lăsați-mă. Dau ace, lăsați-mă pe mine. Îți dau un ace să moriți voi. Hai că mai dau ace dacă e ceva. Hai mă, frătiucule, dă-i rush, dă-i rush. Doi morți. Băi, uite-l ce dă căcatul ăsta. Băi, băiatule, am luat deagle. Ho, hai mă că e bun și 3 kills, bun și 3 kill-uri. Ești nebun, vreau și eu unul SP repede, unul SP, unul SP. Sau ne fac, nu mă țin deagle-ul. Nu, că țin deagle-ul. Las că e mai bun deagle-ul, ești nebun la cap. I-am luat pe alu Rio. Deagle-ul lui Rio. Hai încă un rush pe B să facem double rush, că acum eu să se aștepte ca în a doua rundă să dăm rush pe A, știi? Și noi o să dăm tot pe B și o să fie B-ul iar clear. După calculele mele, dacă calculele mele sunt greșite, Dumnezeu cu mila. Hai că ați dat tot rush pe B, ești nebun la cap. V-ați ciocnit față în față, purple cu green și după aia ați luat amândoi spre B. Fain așa. Fiind că au dat smoke sau nu, n-au dat. Hai că dăm noi, ești nebun la cap. Hai mă rush. Uite, v-am spus, după calculele mele au fost corecte și nimeni nu e B. Hai plantați bomba. Mă duc pe ei. Ați văzut, bă, băieți, ce calcule tactice fac? Zic băieții că-s prea fără cod. Vezi, bă, cam calculele lui Jackson. Cap, bă, băieți. Deci calculele lui Jaxi le-am în cap, nu altceva. Ești nebun la cap, l-am mai văzut până aici. Hai, brother, mori, bravo, 2 kill-uri. Deci calculele lui Jaxi le-am în cap, băieți. Bravo, mă, băieți. Și ultimul e aici și bam. Mamă, că e bine, încă 3 kill-uri. 11 MVP-uri, 41 cu 9. V-am dat un carry de nici Jaxi nu le dă la băieți acolo pe matchmaking. Ești nebun la cap. Hai, acum am oraș pe long, fiți atenți. Acum, având în vedere că a fost a doua rundă consecutivă pe care am dat oraș pe B, aul o să fie clear că o să dea toți rush B, că eu să creadă că, bă, frate, au mers două runde consecutiv pe B, n-au cum acum, trebuie să mai ducă și ei pe tot pe B și o să mergem pe ea. Ce zici, bă, de șurste pe șustele astea, băi, Dariuse? Dar ce mai ești supărat? Te văd că nu prea. Uite, ai văzut? Nu veni nimeni pe ea, frate, pe long. Mamă, m-a spart, ești nebun la cap. Cu bani. Hai mă, luați-vă Neghev și ai pe bă. Gamia și picioarele, nenei cu aia, joacă cu Neghev, îmi pui. Garcia, să mă bată tata, Garcia. Ăsta n-are bani, cum n-ai băpat de Neghev? Doamne. Hai așa, hai să extiați și tu Neghev, că ai, mamă, și-a luat armură omul meu cu aia. Urât, urât. Meritați kick, băieți, meritați kick. Hai mă, hai rush cu Neghevul, bă, gamia și picioarele, nenei, să-mi bag. Ce mai patinez uneori? Și eu mai patinez, sau Garcia? Mama, a dat fire, fent, că vă zic eu. Hai, veniți încoa cu mine, E unul cu AVP-ul, dă pic, dă-i, trage acolo la cutie, că e unul cu AVP-ul. Nu, mi s-a dus tinta singură în sus, what? Așa se duce la Nikiv. Mort? Bravo, băi, băiatule, bravo, așa mă, hai. Vezi că e unul în dreapta la car, dă-i cu Neghevul, dă-te, nu! S-a dus de la... Așa, mamă, cum auzeam pe boxele lui Garcia să mă bată, fent, că îi dau dacă dă unul pic acum așa un tap. Fent ce un tap așa, primul care dă pic. Bong! I-am dat și cu full flash cu aia să mă bată tata ce pic i-am dat. Hai, bă, dați, veniți toți pe el. Hai, dai. Dați pe el toți. Ăsta cu Neghevul. Dați toți pe el. Hai, mă, hai, veniți, plantați bomba, că nu-i nimeni. Dați bomba, plantați bomba. Plantați bomba, băieți. Ia uite cu aia, doi vin din city, de las că mă ocup eu de ei. Hai că am furat kill-ul. Nu! Avea Neghev, era să mă moare. M-a lăsat un 1 HP. Vedeți că ultimul e pe long. Omorți-l pe ăla. Bravo, mă, băieții mei, mă. 108 score. Bine, mă, băieți. Bravo, vă pupix. Hai, mă, ești nebun că e bine. Hai, acum ultima rundă pe B.
Să fim așa ruși nesimțiți. Uite, a scris ăla în rusă. Bă, cine e, mă? Bă, care ești, mă, Ionuț, e, bă? Și a schimbat Ionuț numele. Ce înseamnă pe ca Ionuț înseamnă sau? Raul. Raul? Ah, da, cu aia, stai că țin minte că și eu îmi pusesem numele în rusă la un moment dat. Da, bă. Nu, îmi pusesem pe mine, a, s-o trăiești, frate. Stai să zic, îmi pusesem pe K2K. Chiar. Hai, mă, frate, dați rași. Cu aia, am tras prin perete la BBA-ne ăsta. Cred că o să-mi iau mare bani, ești nebun la cap. O să-mi iau mare bani cu aia. Cred că apar mâine în Overwatch-ul OneFlash cu aia. Nice. Bine, bă, Dariuse. Bine, Dariusică, bine. 5-1 cu 12. Hai, că nici nu vă carde. Vă ropiși, nebun la cap. Îl omorâs pe ea. Mamă, vă bate ăla pe toți, ești nebun la cap. Bine, Dariusică. E dat prin ușă. Ce dracu ai făcut? Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Avem 7 win-uri, mai avem nevoie de încă 3 win-uri. O să fac probabil, dacă o să dau de meciuri mai scurte sau chestii de genul, o să fac câte două meciuri într-un episod. Dar acum chiar nu are rost să fac două meciuri într-un episod, pentru că am făcut oricum scor foarte mare și nu merită să mai risc să joc în continuare. Și oricum o dura destul de mult meciul ăsta. În general fac două meciuri pe episod când un meci durează foarte puțin. Și vă dați seama, din 15 minute de meci, probabil la edit o să iasă 6 minute, deci nu am cum să pun doar un meci, dar acum, bă, băieți, oricum a durat destul de mult meciul ăsta. Sper că v-a plăcut acest episod, dați-vă acolo un like, să facem 1000 de like-uri, ziceți și voi așa ceva, bă, băieți, de încheiere. Atâta, bă, băieți, atât am vrut. Luați-vă configul lui Raul DK pe Neverlose și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!